Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi, alături de Killer Bananas, o să discutăm despre top 5 cei mai mari dușmani ale lui Jack din Samurai Jack. Înainte de a începe clipul, vreau să-i mulțumesc lui Killer Bananas, fiindcă a acceptat această idee de collab, fiindcă nu am mai colaborat de mult, și mă bucur foarte tare pentru că facem acest clip, iar noi trecem direct la treabă. Locul 5, Imakandi. După ce nenumărați druizi și vânători de recompense eșuează misiunea lor de a-l găsi și distruge pe Jack, acum decide să angajeze o rasă de vânători numită Imakandi. După ce au trăit pe o planetă în care vânătoarea este prețuită mai presus decât orice altceva și ei fiind mereu în căutarea unei prăzi mai dificile, aceștia acceptă oferta lui Aku de a-l vâna pe Jack. Refuzând de asemenea orice plată în bani, vânătorii își respectă renumele și îl urmăresc pe samurai. Ceea ce urmează nu este cu adevărat o bătălie, ci un joc de șoarecele și pisica, în care Jack încearcă cu disperare să scape. După o goană de mare viteză printr-unul dintre orașele distopice ale lui Aku, Jack se trezește în cele din urmă într-o zonă fără scăpare, lucru care duce la prinderea sa de către Imakandi. Cu toate acestea, vânătorii refuză să-i dea lui Aku premiul și, în schimb, le eliberează pe Jack, fiind impresionați de abilitățile sale. Locul 4. Ultra roboții. Jack s-a confruntat cu ușurință cu mii de adversari roboți în timpul călătoriilor sale, dar niciunul nu a fost la fel de priceput sau letal ca ultraboții. Aceste 8 mașini mortale sunt echipate fiecare cu propria lor armă specială, cunoașterea stilului de luptă al lui Jack fiind alimentate în același timp de esența malefică a lui Aku însuși. Cu toate acestea, cel mai înfricoșător lucru la acești roboți este că aceștia sunt atât de rezistenți cât nici Jack nu poate să îi deterioreze cu sabia lui. După o scurtă luptă, Jack este gata să renunțe cu totul când chiar omul de știință care a creat ultraboții se oferă să ajute să îi învingă. Explicând că a fost forțat să creeze roboții pentru Aku înainte de a fi trădat la scurt timp, după ce acesta i-a terminat. Cu ajutorul unei mânuși mecanice, Jack este capabil să taie ultraboții ca untul. 7 dintre roboți sunt distruși într-o luptă istovitoare, înainte ca mânușa să rămână în cele din urmă fără combustibil. Într-un ultim efort, Jack se roagă la strămoșii săi să îmbunătățească sabia, astfel încât să poată da o ultimă lovitură mortală ultrabotului rămas. Locul 3, Minions of Seth. Blocată rădăcină totul lumea coruptă și futuristă, Jack avea, dacă știe cu ce tip dinamic s-ar putea să confrunte în continuare. Minions of Seth însă sunt un exemplu rar în care samuraiul știe exact cu ce se confruntă de la început, după ce a petrecut timpul necin de când era copil. Jack era conștient de acest slujitor ai câinelui și pare destul de alarmat după ce descoperă că au fost eliberați din momentul lor. Slujitorii nu oferă nicio ezitare după această revelație și încep să atacul fără milă înainte ca Jack să se poată pregăti să se apere. Deși Jack este capabil să-și reziste celor trei pentru o perioadă scurtă de timp, aceștia îl biruiesc cu ușurință, recuperând se rapid din orice daune provocate de sabia sfântă a samuraiului. În cele din urmă, Jack își dă seama că singura lor speranță de a învinge slujitorii este să finalizeze o profeție străveche prin adunarea bucăților dintr-un gândac de aur. După urmărire intensă și după apelurile apropiate, Jack este capabil să îl învoce pe Ra, zeiul soarelui egiptean. Ra distruge fără efort Minions of Seth și salvând viața lui Jack în continuare. Locul 2, The Guardian. Jack a întâlnit multe oportunități eșuate de a se întoarce în trecut. De obicei, acest lucru se datorează faptului că de fiecare dată când Jack ajunge la un portal ajunge să fie distrus sau scos la îndemâna lui Aku. Dar un portal servește ca un caz special și este protejat de o ființă eternă și cunoscută sub numele The Guardian. The Guardian susține că este o singură persoană existentă care a fost profețită pentru a-l învinge și a câștiga utilizarea portalului fără câștigător până acum. Jack încearcă să demonstreze că el este menit să folosească portalul angajându-și apărătorul în luptă, dar până la urmă s-a dovedit a fi puternic depășit. The Guardian se pregătește să-l termine definitiv pe samurai înainte de a realiza că Jack este de fapt cel destinat să treacă prin portal. Locul 1 este Aku. Nu ar trebui să fie surprinzător să vedeți pe șogunul întrebistării însuși în fruntea acestei liste. Aku a fost singura forță motrice a misiunii lui Jack de a se întoarce în trecut, trimitându-l pe samurai în viitorul îndepărtat, o lume coruptă și poate aproape de necunoscut. Deși adesea comic și de adeptul hilar uneori, Aku nu este o glumă care a făcător principal și este nemilos în eforturile sale de a-și răspândi răul pe pământ și nu numai. Ei bine, aici încheiem clipul, dar vă ce părere aveți? Care în acești făcători vi se pare că merită cel mai mult titlul de cel mai mare villain al lui Samurai Jack? Aveți canalul Killer One în descriere, iar eu îi mulțumesc încă o dată pentru că m-am ajutat cu acest clip. Iar noi ne vom revedea la alt videoclip. Ciao, list!